Vom discuta despre acest Jaguar XE, cum se prezintă la fiabilitate. Nu ne interesează numerele lui, că poate nici nu mai are aceste numere în acest moment. Sau cine le ține. La exterior așa arată. La spate așa arată. În unghiul ăsta arată ok. La interior nu este super spațios în spate, se poate vedea, dar este decent. Ăsta este selectorul cutii de viteze automate. Iese în sus ăsta când pornește mașina. Comenzile la climatizare. La bord. Pe sub ea. Cum arată. Uite, altă poză pe sub ea cum arată. Discule. Portbagajul. Roată de rezervă. Acest model arată foarte bine și la interior, numai că nu are volană sau în 3 spite profilat. Aici nu are acea urmă sau adâncitură, să fie profilată unde să ții mâna. Însă în rest arată foarte bine. La capitolul aspect, la Jaguar nu te poți plânge. Dacă vrei o mașină mult mai interesantă sau mult mai exotică decât tripleta BMW, Audi, Mercedes sau orice altă mașină care ți se pare că este din segmentul premium, atunci ai alternativa la acest model Jaguar XE. Jaguar XE nu este ea super spațioasă la locuri din spate sau o suspensie super confortabilă, dar a avut ceva ce n-au prea avut multe mașini. De exemplu, acest model la nivel de caroserie este la nivel de Audi A8. Și cine știe cum este caroseria unui Audi A8 delucrată și decalitativă, vopseaua, lacul, atunci își dă seama la ce nivel s-a fabricat acest model din acest punct de vedere. Asta înseamnă că la asta nu o să ai aproape niciodată grija cu rugina sau cu vopseaua, dar poți să ai probleme electrice, la care Jaguar este renumită. Jaguar mai este numită și un fel de Fiat al englezilor, pentru că din cauza problemelor electrice au pierdut mult din prestigiu. Suspensia poate să fie un punct foarte slab, așa că mare atenție cum se prezintă articulațiile pe față, pe spate, amortizoarele, arcurile. Arcurile uneori s-au putut rupe pe puntea spate, uneori și pe față, dar pe puntea spate au fost o incidență mai mare a problemelor. Au și motoare pe benzină și motoare diesel, dar dacă știm bine, Jaguar niciodată nu și-a băgat nasul la motoare diesel, ci mereu a împrumutat de la alții. Iar alții, când i-au dat motoare, normal că nu i-au dat cele mai bune motoare, i-au dat motoare mai proaste decât le fabricau ei. Poți să nimeri și un motor de ăsta întreținut foarte bine, să ai și tu grijă de bine de a să-l duci mulți kilometri, dar geniale sau fantastice sunt acele V8 de 5 litri care te fac să simți ce înseamnă un Jaguar cu adevărat. Într-adevăr, sunt foarte scumpe la taxe, impozite, asigurări, dar aceste mașini au valoare de colecție pentru că nu se devalorizează în timp și peste 2-3 ani sau peste 10, 20 sau 25 de ani nu își vor pierde valoarea, pentru că datorită senzațiilor trăite plus faptul că nu ruginesc, aceste mașini având o caroserie foarte tare devin mașini de colecție. Le poți vinde la licitații să-ți recuperezi banii. Deci le privești ca pe o investiție de viitor. De exemplu, pe canalul de educație financiară și bani am dat exemple cum se poate duce o sumă cu randament de X%, anumite procente, pornind de la sume mici. Am întâlnit oameni și cazuri în care chiar și cu motorul diesel de 2 litri de origine Peugeot nu au avut absolut nicio problemă cu ea și au mers foarte mulți kilometri. Dar acei oameni au întreținut și foarte bine mașina, lucru care nu-l fac mulți români. Trebuie foarte mare atenție, iar când se cumpără mașina asta, la partea cu distribuția, mai ales la motoarele pe benzină, că mulți nu au făcut-o niciodată și nu știu cum să o facă corect. De exemplu, după seria de caroserie am văzut și le-am dat exact ce trebuie. Are o pompă de apă mai ciudată, mai diferită decât alte pompe de apă și trebuie alesă cu mare atenție, să nu e chiar orice chinezărie, orice pomnitoare. Iar la partea de celelalte componente, de asemenea, este o diferență față de alte mașini europene. Nu sunt prea mulți distribuitori sau producători aftermarket pentru așa mașină, Așa că trebuie mare atenție ce pui pe ea. Un Jaguar este valoros cu adevărat doar dacă este perfect tehnic, nu are nicio problemă și mașina se prezintă într-o stare foarte bună. Dacă ea la interior poți să-i dai nota 10, arată extraordinar de bine, material de calitate bună, la exterior, caroseria, cum ziceam, se prezintă într-o stare foarte bună, tu trebuie să mai ai decât grija la partea electrică, electronică, care este punctul sensibil, și partea mecanică. Dacă alea două, trei griji le-ai rezolvate și știi să întreții ca lumea sau vrei să ceri informații, cum putem ajuta să te informezi să o întreții corect, atunci ai o șansă în plus să nu ai problemele pe care mulți alții cu Jaguar le au. În concluzie, Jaguar nu este pentru oricine, este exclusiv pentru pasionați, pentru oameni care gândesc pe termen lung. Dacă îți cumperi Jaguar azi, sau vrei să-ți cumperi azi și peste un an sau peste 2 ani vrei să-l vinzi, clar nu ești un client pentru această mașină. Clientul fidel și fan Jaguar este cel care o cumpără să o țină minim 4-5 ani de zile. Această mașină nu este o mașină de volum, de duzină, ce găsești oriunde, la orice colț de stradă. Este mai greu de întreținut, mai greu de găsit în stare foarte bună una, dar asta nu înseamnă că nu este realizabil sau că este imposibil. Totul depinde de tine, cât de pasionat și de atent ești. Dacă vrei mai multe informații, ne poți contacta cu seria de caroserie sau cu un mesaj ori apel telefonic și putem discuta. Nu uita de like, subscribe și părerea ta în comentarii ca YouTube să te anunțe când postăm clipuri noi.